brocoli. E frumusel, frumusel, e bun. Nu vreau să vină deloc, ești nebun. Bă, nu vreau să vină deloc, ești nebun. A fugit? Nu, e mort. Asta e baro. Are 4 capop. 4 tone, nu? S-a băgat de egale cu el, e bun. Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou clip pe canalul Fish Catcher Oficial. Astăzi am venit la o nouă partidă pescuit, pentru că mi-era tare dor să vin la pescuit. Am venit cu fratele meu Andrei aici. Ia uitați-l. Și cu Buze, care e în partea asta aici, cu soția. Am promis că următoarea partidă o fac pe balta plină Movilița, dar fiindcă este foarte cald, am preferat să vin undeva cu umbră și am venit tot pe Boten 2. N-aș mai fi vrut să vin pe Boten 2, dar am venit tot pe Boten 2. Mi-era tare dor să vin la pescuit, n-am mai venit de 2 luni la pescuit pentru că am avut câteva probleme. Și astăzi, în sfârșit, am ajuns. Haideți să vă arăt astăzi cu ce pescuim. Avem aici metod Redul. Da? Nou efervescent, căpșună și embutiric. Și micropelete Green Betaine. Da? Green Betaine. Ca de obicei pescuiesc cu 3 lansete și 2 fidere. Uitați-le acolo. Undeva clipsat la buza stufului. Apa e destul de scăzută. Foarte scăzută. Uitați să vă arăt. Uitați ce scăzută e apa. Da? Sperăm să avem ceva activitate, că după 2 luni de pescuit să nu avem nici activitate, ar fi păcat. Dar, după cum știți, pe căldura asta mai este și apa scăzută, să vedem ce va fi. Oricum, foarte aglomerat, foarte cald, sperăm să facem față, să stăm cât mai mult. Am făcut nada, le-am lansat la apă, momentan așteptăm să vedem dacă avem ceva prezentări. Ce să zic, rămâneți aproape de mine, mai dați și voi cât un like, cât un coment și urmăriți clipul până la final, pentru că s-ar putea să avem ceva activitate astăzi. Ia, e ora 8 și Andrei nici n-a terminat 3 lansete de aruncat la apă. Și cum eu de fel nici măcar nu mă simt închisesc. El prinde după amiază, îi mai pune niște energizant în nadă și aia s-a terminat. Hai vă pup, rămâneți aproape și o să vedem ce prindem astăzi. E baro. Are 4 capop. 4 tone, nu? S-a băgat de egale cu el, e bun. Nu cred că e agățată. Da, mă. Hai, lasă-mă să agățat, că am pățit să mi-a tragi să agățată. Nu, e că a luat ran. A, păi așa mi-a luat și mi-a luat chip să aduc drept în sus. Și am pus al mai. Mi-a rupt. Ia, ce se uita acolo? Pe ăla s-a luat prins lui. Na, e... Cred că am dat eu pe calea lui, da. Thank you.
așa am pățit eu. S-a dus ca lumea, bă, n-am mai mers. Am avut până prea slabă. Ești peste feeder. Dar m-a fost în frumos? Nu. Da, chiar dacă e peste. Hai, mă, pe seara de fără. Nu, 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 ciudat că știi ciudat, nu? Vine mort, așa. Vine mort, da. Știi că nu fac. Da, nu poate nu fac. Ăla e prea strafat. Nu mă grăbesc, că n-are cum. Nu, nu, nu. Lasă vină frumos ăla. Nu, nu, nu. Nu știu, că la tata vine aproape. Vezi că te nu poate, mă cert, îmi dă de mal, să vezi cum... Atunci, da, atunci, mă, ce la mal face. Aproape face. A luat după aia ca păi am dat eu prea multe sănătate. Am zis să nu mai dau spre voi și m-am zis să nu prea multe sănătate. A luat și Fidor, să moară dracii. A, e. Că n-ai prins dacă te știi tu așa. Uite, dacă are două fire pe el... Da, dacă are fire pe el, aia e. Andrei, să-i tu în felul ăsta. Aveți un mișor mai mare? Da. Nu știu cât de frumos e. Du-te după ăla. Cred că tenie după ăla. După cum am văzut. Imediat, aia puțină răbdare. Îl aducea aceea, da? Da, da, da. Tenie, da. Nu cred că e ten. Parcă așa am văzut. No, e crap. Crap, e? Da, da. Dar e de la mai știi. Ah, nu e mare să știi. Nu, e nu. Dar e bătău. E să-l dai bătău. E tălui ce-mi față pe aia. Gata. E mare? N-are 4 kg. N-are. N-are? N-are. E drumul, bă, da. Are vreo 3 kg și. Stai așa, bradăre. Uite-l, ia-l, bradă. Frumos, cu vă. Așa, să-l arăt și la cameră, la băieți. Să nu zică iar că am... Uita și primul crapă ziua de astăzi. La vreun sfert de oră, 20 minute de când am lansat. Să-l pup pe tata pe el. Bravo, brother. Are vreo 4. Are. Dar uite că la coadă. La coadă, frumos. Da, i-am și mie o daie de băgat în pământ, Andrei. Deci cam în... Sau ai și vreo una? Da. Thank you.
azi e buz, e frumos? Da. Ce trebuie ăla? Am omorât! Asta e aia care a aruncat-o acum, nu? Da, bă, da! Da, e caraz la acum... Ia, bă, că am o cravaiz din ăla. Ce avem noi aici? Mai agăța, mă, nu cred. Nu, mă, nu. E posibil. Crap. Ce, ți-a tras și ție? Da. Cred că ești tu. La mine peștele, bă, nu la tine. Ai auzit, mă? Bă. Ia nu mai trage. Mai agăța tu. Hai că... Ah, chiar era un somotei dacă e. Las-o moale. E lăsat. Hai că era un somotei dacă era, mă, ia mea ce trage așa. Ia, vină încoa puțin. Vină tu, Lil. Nu-i problemă, că ți dau... Mamă, somotei la fumigie, n-am urât așa ceva, n-am să nu zic că lumea că mintea e nebunit. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă, mă, haldă pește. Oarba după tine. N-am mâna. Ia și dă-i la pește. Bă, dar urât e, bă, băiatule. Că auzit de post. Mi-e și scârbă de el. Stai că-l iau cu sficul. I-am tăiat clești. Handicapatul. Ia, fată. Ia somotei. Am văzut eu cu totul. Iohane. Crab nu intră, a intrat somotei. La somotei pescui m-ați buze. Așa pune în titlul la clip, pescui la somotei. Ce ai?
Bă, genunchi, nu așa. Când ajungem la mine acasă, pot să dau alea două fițele și unde-i băgă. Hai să mă. Măi, mamă, dar frumos e ca o zi de post. E și mare ala rar. Dar nu că mare să mă trec. Oare mai prins ceva? Am prins dacă e, nu? Un cap, doi tomatei. E al patrulea, domnule. Direct sub scap. Da, bă, da. M-a luat și nimic bine, am văzut ce fel s-a luat. Mi-a răsuce și virul și... M-a omorât, da, da. În adevăr, te-ai zis că faci să fie, m-a specific ca la ce? Băi, ți-ai zis că la iarba să trage? Am zis, da? N-am spus ce. Te-ai zis doar că o să tragă la iarbastră. Era lansată perfect, exact când a intrat craporul. Da. Ia mai intrat. Am 8. Ce dracu ai plecat? Bă, ți-o las să scot la asta rămas. Modea toată de fiare, Mudava ăsta e nebun. Chiar blanceta dacă e. Nu-i cu asta să se motei. Are să fie să intre, să ne fiu să ne. O dracu să dea. Asta n-are cum să fie somotei la cum l-am simțit. E nebunit? Ăsta da caras. Ăsta da caras. În lume. Păi lua și crap, păi lua și somotei, lua și caras. M-am luat toate speciile eu. Bă, dar ce s-a prins în... Ce-au luat în lume, ce mai e? M-am luat și... Hai că are dacă e. Doi nu faci un ten în toată partea. Ce caras, bă, uite buz! Da, mă, l-am
ia să vede. Thank you.
Așa aventură, mă. Păi e greu să-l scoate. E mare. Și păcat să nu-l ia. Del. Dacă e cu motei, cred că de ăla e. Motei sau calas? Hai că-i carazul. Somotei. Dublu gri la somotei. Hai că m-a omorut, dar ce trebuie? E ce trebuie, mă, dar am bălăcean ca să dungă. E dacă dublu gri la somotei. Ce-am
spate. Da. Da. Știu și de ce l-am scăpat. L-am luat pe lateral. Aia e. Numai tu să scapi, mai scap și eu. Avea vreo 2-3 kg. Eu nu. Păi da. Da, voi culescu să mănânci, da.
niciodată am sacat asta. Da, nu e niciodată, ce ai mă? Niciodată. Hai că l-am omorât. Exact! De unde te-ai prins? O, e alu Buze, dar văd că s-a lăsat pe gubaj. M-a lăsat pe mine să-l iau.
Păi n-ai avut-o două țăcăneli? Te mulțumești cu două țăcăneli? Am luat fraierică diamantan. Te-am luat fraierică și abia te-am aruncat.
atracului. Și a ceva. Nu cântă băcanicul ăsta. Ce dracu să fie? Să-mi motăi? Undeva la 800-900 de grame, destul de măricei, destul de frumoși. Și în rest ne-au omorât somoteiul. M-au omorât și soarele, m-au omorât și vântul, m-au omorât și somoteiul. Ce să zic, până la urmă, pe căldura asta chiar mă așteptam să am rezultate. Dar totuși am reușit să prind un crap, am mai pierdut unul. Și fratele
fratele Buzi a pierdut un crap, a intrat în stoc și nu l-a mai prins. Așadar, asta e rezultatul zilei de astăzi. Un crap, doi carași și vreo 12-13 somotei și unul scăpat. Ce să zic, mă bucur că am putut să vin din nou la pescuit. Vă iubesc de mor. Sper să fiți lângă mine în continuare, să vă abonați la canalul meu de pescuit fiind și cel oficial. Vă doresc tuturor fire întinse, fum în molinetă, triuri frumoase, uitați balta. Am venit la umbră că nu mai pot. Așa cum vă spuneam, rămâneți alături de mine, pentru că o să urmeze alte și alte partide de pescuit, sper mai productive decât astăzi. Așa că vă doresc tuturor multă sănătate, că asta e cea mai importantă, și să ne auzim cu bine. Până atunci, mai dați și voi cât un like, un subscribe, un coment și fiți alături de mine, pentru că o să avem împreună câteva partide anul ăsta, cât ne mai rămas. O să avem partide frumoase, vă garantez. Așa că vă iubesc și până data viitoare, Fișcheșe vă dorește multă sănătate, vă pup! Thank you.